Tulpinile copacilor din pădurea Crihal au fost transformate în simeze pentru expunerea unor lucrări grafice prin care se atrage atenția asupra necesității protejării mediului. Proiectul face parte dintr-o acțiune mai amplă organizată de elevii liceului Șerban Cioculescu. Alături de aceștia au fost și elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica și cei Colegiului Economic Teodor Costescu, dar și autoritățile locale. Crengile copacilor sunt aripile noastre. Este mesajul transmis de către elevii mai multor licee din Drobeta Turnu Severin în încercarea de a atrage atenția cu privire la schimbările climatice. Lucrările expuse fac parte dintr-un proiect mai amplu derulat la nivel național. Experiența concursului a fost una foarte plăcută. Prin aceste imagini încurajăm oamenii să protejeze mai mult natura, să aibă grijă să nu mai polueze, să nu mai o ardă, să nu mai arunce deșeuri. Eu cu colegii mei de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica vrem să transmitem că pădurea Crihala o să fie foarte poluată dacă nu tragem un semnal de alarmă. Scopul acestei acțiuni este acela de a conștientiza problematica de mediu și în rândul tinerilor și al comunității locale și să tragem un semnal de alarmă privind fragilitatea ecosistemului și nevoia acută de protecția acestuia. La această activitate au participat 100 de elevi de la Liceul Teoretic Șerban Cioculescu, Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Liceul Teoretic Cușmir și Colegiul Economic Teodor Costescu. Liceul Economic Șerban Cioculescu a fost participant activ la tot felul de acțiuni legate de mediu, de păduri, de ape, așa, deci îmbunătățirea spațiilor și împăduriri, fenomenul împădurire, fenomenul a urmărit defrișerile și tot ce a fost și pozitiv și negativ în activitatea aceasta legată de mediu. Profesorii mei, Miloșescu și Andrițoiu, au fost prezenți permanent la toate aceste acțiuni. Alături în acest demers, elevii i-au avut și pe reprezentanții autorităților locale. Mă bucur că este o acțiune inițiată de tineri cu tineri. Sunt foarte mulți tineri, au răspândit în pădure mesajul lor, este un lucru extraordinar. E o echipă de tineri care a participat și la un concurs național unde au luat un premiu în oraș și au participat la foarte multe ecologizări. Îi susțin, le sunt alături. Ceea ce este impresionant din punctul meu de vedere este faptul că, iată, tineri se gândesc la mediu. Au făcut astăzi la pădurea Crihala o expoziție de fotografie cu imagini atât din natură în sens bun, cu copaci, cu verdeață, dar și cu lucrurile rele care se întâmplă în natură, cu defrișeri, cu incendii și cu alte asemenea chestiuni pe care trebuie să le evităm în viitor. Ecoprovocarea este un concurs național de educație de mediu pentru elevii și profesorii din școlile generale și licee, precum și pentru studenții din asociațiile de profil din întreaga țară.